Îi spui cu tremur și, de fapt, cu tremurul pentru cine? Pentru FCSB. Păi, pentru cred că ei poate au fost fi... cei cu tremurați mai mult. De... În contextul ăsta, cred că poate fi cu tremur și într-un sens pozitiv. Există, da, iată, da, și da. Un context în care poți. Adică și pentru rapidiști, cred că, pentru că am vorbit ieri cu Victor Angelescu în emisiune aici, nu și imagina nimeni, nu visa nimeni. Și foarte interesant mi se pare și Angelescu și Șucu după acest meci. Foarte fair play. Spun că nu aceasta este diferența între echipe, că... Și FCSB inevitabil o va bate pe Rapid și că nu trebuie să privească, adică să își ia foarte multă viteză rapidiștii după această victorie. Pentru Rapid și, să spunem, restul echipelor, și pentru suporterii neutri, a fost un rezultat bun, pentru că apropie un pic lucrurile acolo sus. Deja își luase un avânt destul de mare FCSB-ul și dacă, să spunem, rezultatul ar fi fost invers, creștea și mai mult. Și atunci poate lucrurile ar fi pierdut un pic din spectaculozitate, din emoția aceea, nu se știe. Deci lupta acum s-a strâns. Pentru FCSB, poate a venit la momentul potrivit această înfrângere drastică. Cât încă mai erau 1,5 puncte în joc. Cât încă, exact, exact. Cât încă mai erau doar jumătate din punctajul maxim care se poate obține, înainte de începerea play-off-ului. Și pentru că și ei își luaseră un pic avânt. Din punct de vedere, și anunțau, gata, luăm titlul, suntem pe val, și atunci poate toată lumea are de câștigat din această înfrângere, dacă e să privim partea pozitivă a lucrurilor. Dar așa, strict fotbalistic, a fost o diferență foarte mare între cele două echipe și entuziasmul și elanul celor de la Rapid pe mine m-a surprins. Adică mi-a plăcut meciul în sine, mi-a plăcut cum a jucat Rapidul, iar cei de la FCSB au fost total depășiți din toate punctele de vedere și am văzut și analize tactice ale celor care se pricep mai bine decât mine și am văzut și unde au fost depășiți. Deci lucrurile au stat în totală defavoare la celor de la FCSB. Arbitrajul a fost bun, Ovidiu și cu brigada. A fost faza aceea în care a fost chemat la VAR. Da, asta mai rar se întâmplă, să fii chemat la VAR și să îți păstrezi decizia, să nu ți-o schimbi la monitor. Se întâmplă foarte rar. Tu îți dai seama că cred noi avem... este doar al doilea arbitru din Superliga care face lucrul acesta pe parcursul acestui sezon, după George Găman. Nu mi-aduc aminte de un alt arbitru de centru. Au mai fost. A fost Ișvan Covaș la un meci unde a fost chemat pentru un roșu, dar era de galben. A mai fost Cojocaru, dar cred că în sezonul trecut la fel a fost chemat pentru un roșu și era de galben. Da, și nu, eu le mai rețin asta, așa, da. Dar sezonul ăsta și ca importanța deciziei, ca meci în care s-a întâmplat, momentul din meci în care s-a întâmplat, într-adevăr are un impact mare. Dar gândește-te că sunt doi arbitri foarte experimentați, care au avut viziuni complet opuse asupra aceleiași faze. Colțescu, care era în cabină, în VAR, și Hațegan, de pe teren, și care apoi a văzut și faza pe video. Deci iată că se poate și să existe arbitri care au viziuni diferite asupra aceleiași faze. Eu, în situația asta, merg mai degrabă pe mâna lui Ovidiu Hațegan de a nu acorda lovitura de 11 metri și faptul că s-a terminat 4-0 până la urmă a redus mult din amploarea acestei faze, nu mai vorbim despre ea, pentru că era 4-0 pentru echipa care ar fi trebuit, dar să zicem. Dar este un moment important. Dar e un moment important, cred că era 0-0, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și imediat după a dat Rapidul primul gol, imediat după această fază, și Ovidiu Hațegan și-a menținut decizia din teren. De ce și-a menținut-o? Nu i s-a prezentat niciun element de noutate. El controlase perfect faza, am văzut, era foarte bine plasat, avea unghiul perfect între cei doi jucători și nu i-a adus să colțesc un element de noutate. Interpretarea lui din teren a corespuns exact cu ceea ce a văzut pe video și atunci a zis, eu așa am interpretat-o atunci, așa văd și aici, îmi mențin complet, a făcut semnul nu, minge de arbitru, că mi-aduc aminte gestica lui și atunci a rămas consecvent, spun eu, foarte bine deciziei luată în teren. Marius Croitoru, aveai vreo senzație așa că s-ar putea să se întâmple ceva atât de rău pentru FCSB? Adică Rapid să fie atât de mult peste liderul campionatului? Păi, cred că asta a fost surpriza meciului. Evoluția FCSB-ului. Pentru că pe Rapid o știam clar că este o echipă la început de an foarte bună, în formă. Surpriza la acest meci a fost evoluția Stelei. Nu a Rapidului, pentru că Rapidul era clar, venea la un început de an foarte bun, în care legase victoriile. Și surpriza mare pentru mine a fost evoluția FCSB-ului, nu evoluția Rapidului. Asta a fost singura surpriză din punctul meu de vedere. Cred că orice rapidist, dacă l-ai fi întrebat, ar fi dat această victorie pe două în play-out. Ar fi fost mai câștigați. Așa că
Știi cum e în Giulești? Da. Am bătut pe Steaua, ne-am făcut Dan Blaua sau ceva de genul acesta. E foarte important. Puțin mai complicat câteodată această zicală. Da, problema este că este un semnal de alarmă și pentru FCSB. Sunt ferm convins că în play-off nu vor mai avea aceeași evoluție și vor fi mai atenți. De asta spun că dacă ai întreba un rapidist, ar fi dat această victorie pe două în play-off. Ceea ce va fi foarte greu pentru Rapid să le obțină, din punctul meu de vedere. Și v-am spus din ce cauză, pentru că e clar că Steaua i-a luat bine măsura Rapidului din acest an. Au simțit pe pielea lor și sunt fer convins că vor trata altfel aceste două meciuri. Problema este că FCSB-ul, clar, vor avea trei deplasări grele, unde ambițiile sunt mult mai mari decât cele pe care le va întâlni Rapidul, pentru că toată lumea își dorește să bată FCSB-ul. Mă refer aici Rapid, CFR și Craiova. Nu pot să compari un CFR sau un Craiova FCSB cu un Craiova Rapid, din punctul meu de vedere. Sau CFR, adică ambițiile sunt mult mai mari când joci cu FCSB-ul, cu echipa de pe primul loc. Putea să fie oricine alta pe prima poziție, dar noi vorbim acum de echipa de pe primul loc, în care e clar că toată lumea își dorește să o bată. Da. E ok că a fost titularizat Ovidiu Popescu sau ar fi fost, să zicem, mai ok cu Vlad Chiricheș să fie forțat în această partidă, pentru că este un apărător central, spre deosebire de Ovidiu Popescu, care este un mijlocaș? Sau ai fi văzut altă soluție? A fost ok că s-a jucat așa cu Ovidiu Popescu? Din punct de vedere al ritmului de joc, da. Este greu să iei să indiferent de experiența pe care o acumulezi, să bagi un jucător care n-a activat de 4-5 luni de zile. Este foarte greu, mai ales într-un asemenea meci. Cu jucători care, cel puțin ai Rapidului din atac, sunt jucători de viteză, jucători rapizi, care joacă și în afara 16 metri, în care sunt combinativi, și atunci e mult mai greu să faci o alegere ca Chiricheș să joace din prima. Probabil știu mai bine, dar din punct de vedere al ritmului de joc, cred că a fost o alegere ok. E greu să cred că un jucător care a jucat 5-6 luni se poate ridica, indiferent de experiența pe care o are, fizic, la nivelul celor care se antrenează zi de zi.